Doamnă și domnilor, consilier local, ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Ghiveni, județul Bacău, întâlnită astăzi 20 mai 2020, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 14 consilieri dintr-un total de 15. Deci este motivat doamna consilier Giurgiu Veronica, care este bolnavă. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință ar urma să fie condusă de către domnul consilier Hârbuleanu Adrian. Da, domnul secretar, aș vrea o propunere. Până în cont că avem o ședință importantă azi, cu câteva proiecte mai numeroase. Și eu cu documentația acolo, care n-am avut-o noi din când face ședință, documentația tot divulgată, eu aș rămâne, dacă sunteți de acord, să o pun pe domnul viceprimar. Nu poate explica de toate cele pe care le avem mai bine ordinea de zi. Domnul secretar, dacă sunteți de acord, vă spun că data trecută regulamentul, că vreau să-mi trage și a doua oară. Domnul Hârbuleanu este capabil să conducă ședința. Ce vreți? De ce încălcați regulamentul? Iar domnul, dacă vă o să facem o ședință, n-am avut o ședință. Încălcați regulamentul Consiliului Local. Nu scrie regulament, schimbare. Pilotul secretar poate să pună la aprobare, dacă să vezi de-a vreo președinte, domnul Hârbuleanu Adrian a propus ca președinte de ședință pe domnul Surugiu Daniel, domnul Ichim Soren. Bună ziua, dragi colegi, se pare... Domnule, am dat cuvântul astfel propunere. Se pare că se încalcă orice regulă. Și le domnul secretar, haideți să stabilim altceva. Haideți, domnule, să schimbăm regulamentul. Dacă se aprobă, care sunt? Pentru Rugiu Daniel, cine este pe? PSD-ul votează și pe dragi. 10-11 voturi pentru. Cine este împotrivă, vă rog frumos? Domnul Nicolae, Ichim Solita, domnul această ședință externă, astăzi, 20.05.2020, înscrisul la cuvânt va fi strict la subiect, cu punctele de pe ordine de zi, pentru desfășurarea ședinței într-un mod civilizat. Ați văzut deja și început în mod civilizat, vorbim ce vrem, cum vrem și cum vrem. Nu. Aici decid și supun la vot propunerea. Așa da. Cine este pe? Da. 11. Cine este împotrivă? Deci, uitați, este împotrivă de a fi tulburat ședința. Deja ai fost cu un gură, oamenilor. Nu, domnule, ați fost cu un gură. Ați fost cu un gură. Să pun la vot procesul de luat de la ședința anterioară. Cine are ceva de adăugat la acest proces de luat? Îmi scrie la cuvântul rău. Sorin Tim, Lungu Nicolae, altcineva. Deci dacă nu mai este eu ultimul președinte, o să-mi dau. Aveți cuvântul, domnule președinte, domnul consilier Ichizor. Consider și am început să înțeleg că domnule, de două ședințe vor veni procese de luat la ședința anterioară. Atât, domnule. Stric. Deci, se încalcă conștient legea. Dumneavoastră încercați să obstrucționați pe orice cale discuțiile avute pe proiectele de hotărâre. La ședința anterioară ați venit cu două proiecte
în care dumneavoastră ați abrogat hotărârea Consiliului Local din 2016, din iunie, când persoana mea a fost votată în Consiliul Local cu 14 voturi pentru. Nu se poate așa ceva. Deci ce ați încercat și ce ați încercat dumneavoastră să faceți? Aici vorbesc și cu consilieri. Ați încălcat legea din 2016 și până în mai 2020, persoana mea a fost aleasă viceprimară în 2017, printr-un ordin de prefect am preluat atribuțiile de primar. Ce vreți să considerăm noi sau cetățenii care ne urmăresc acum? Că primăria Livez n-a avut conducere? Că primăria Livez, în perioada de 4 ani, toate documentele, toate proiectele și tot ce a fost semnat de persoana mea a fost anulat în aceea hotărâre de Consiliul Local? Cum vă justificați dumneavoastră în fața legii și în fața prefecturii? Pentru că ambele hotărâri de Consiliul Local au fost atacate în contencios administrativ atât de persoana mea, cât și de prefectura Bacău. Cât continuați ca să vă bateți joc din Consiliul Local și căutați să-l struniți cu frâiele, să nu putem vorbi, să nu putem discuta? Și aș avea o propunere, domnul secretar, vă înmânez un document de la prefectura Bacău, în care vă rog să-l citiți cu atenție. Și dați să-mi spuneți dacă dumneavoastră l-ați primit. Eu decid dacă citești sau nu. Eu decid. Acesta este documentul. Nu, dar ce știi, nu e registrat, e hârtie, nu discută. Mi-aș vrea la tine. Nu asta, domnul Chindat, a spus aici, domnul Chindat, nu vei merge cu dat, nu pus, o să-l citea să-l vedeți. Deci nu. Vă rog frumos, stați-o. Chiar rău, mă, e dat una. Ești rău, dar e rău. Sunteți privatizat? Da, ești președintele primăriei și proprietarul de drept. S-o rugiu cu domnul Coacă, cum ați închis? Pe ce motive ați închis primăria o săptămână? Domnul, am spus clar, vă dau răspunsul eu, vă dau răspunsul, am spus clar la subiect. Vă dau răspunsul cetățenilor. Primăria a fost închisă pentru că se terminase perioada de urgență și urma să vină perioada de alertă. Atâta timp cât în primăria noastră s-a aflat o persoană bolnavă care acum este la Bisericani și diagnosticată cu TBC, care la un moment dat fusese chiar era suspectă de coronavirus. Sunt așa, și n-ai voie să duci așa. De ce să nu spun? N-ai voie. Am spus că este suspectă, cum să nu spun? N-ai voie să duci așa. A venit la primărie să mergem să facem analiză. Cum adică nu eu este voie? Și după o săptămână v-ați unde era la urmă, s-ați contaminat? Vă rog frumos. Nu! Domnul Lugu, deci îmi asum că am închis primăria, decât să dau cu subsemnatul că nu am închis-o, mai degrabă dau cu subsemnatul că am închis-o. Că nu știu dacă am făcut rău că am închis-o. Făceam mai rău dacă mă închideam. Comprezez și eu la domnul Lugu. În primul rând, nu a decis dumneavoastră să închidă primăria. Este un comitet de situații de urgență. Ne-am întrebat cu 11 oameni care au participat și doctorița, medicul veterinar, poliția și care s-a luat hotărârea a se închide și a se igieniza absolut tot, întrucât legea spunea clar, la o lună trebuia să facem acestea. Deci prima dezinfecție a fost pe data de 3 aprilie, urma mai să o facem. Dar domnul Ichim Sorin, atât a știut el în timpul lui ce a condus această primărie, era strict, cunoștea strict problema lui Popa Mihai. Nu a luat nicio măsură. Știa foarte clar că a fost interesat să mă anunțe un măsură. La ora actuală avem necere ca tot personalul instituției să meargă să facă control care au avut contact cu dumnealui. Deci, doamne, Uichim, nu înțelege ce înseamnă o gravitate ce a făcut-o dumnealui. Noi am luat măsuri de prevenție pentru toți cetățenii comune și pentru toți angajați, nu pentru mine să mă izolez sau pentru cineva să izolează. Nu face o diferență. A se infecta o comună întreagă și alții din comună, deci cred că nu era un lucru bun. Am luat decizia și n-am luat o decizia, primarul sau eu. 11 membri ai Comitetul Situațiilor de Urgență, prin care mă voi pune odată poliția, dispensarul, doctorul medic veterinar, directorul școlii, primar, viceprimar,
Deci toată lumea a luat considerat. Deci nu a închis gabe, sau cum a acuzat dumneavoastră. Vă acuzații foarte grave și nefondate. Abțineți-vă. M-am spus la cuvânt, da? Vă dau cuvântul. Domnilor, așa cum spune toată lumea, ca la noi, ca la nimeni, de două luni încoace, se încalcă orice lege de către actualii intruși, postați, forțat cu o spart ușa la primar și o intrași s-au pus primar și viceprimar, coacă și surugiu. Ori, domnilor, aceste sunt fapte condamnabile. Lumea spune că nu mai avem primărie. Alții spun că, domnule, dar ce se întâmplă în Consiliul ăla local? Că nu mai venim la vot dacă e vorba de așa conducere. Incapabilă. Da. Și nu mai spun ce s-o dat pe internet, că s-o dat și cuvinte murdare la adresa voastră. Bun. Domnilor, cum vă permiteți dumneavoastră, dacă ați învățat limba română cât de cât, să confundați o adresă a prefecturii care vă atenționează că ați încălcat legea în ședința din 30 aprilie, când ați destituit, când ați destituit ilegal pe fostul primar care îi din 3 ani. Nu vorbi, te rog frumos, eu nu te-am urmărit, bun. Și prefectura va atenționa. Dacă nu anulați această hotărâre, veți fi dat în judecată. Ieri, prefectura va dat în judecată, să fie clar. Deci, dumneavoastră, nu țineți cont nici de lege, nici de omenie, nici de obraz, de nimic. Aveți o singură idee, să fiți șefii comuni după ce sunteți și incapabili. Da. Mulțumesc! Da, pot să dau răspuns acolo la mântul. În primul rând vreau să spun că n-am făcut niciun lucru. În primul rând vreau să spun că domnul Chimțor a fost pus de către Consiliul Local, nu este primar în funcție, și tot Consiliul Local îi a retras sprijinul, deoarece i-a retras sprijinul că nu a făcut nimic 4 ani de zile. Iar domnul Lungu ne aduce adresări grave la instituție, deci prefectura, domnule, este un act care să colaborăm, nu e impunere, doar instanțele judecătorești, când se va pronunța, ne supunem. Domnul Lungu, nu mai duceți în eroare cetățenii. Iar domnul Chimțor a fost înlăturat prin vot secret de același Consiliu Local care l-a văzut. Mult mai grave că este incompetent. Și o să demonstrăm și asta. Incompetența lui s-a văzut foarte clar. 4 ani de mandat, nimic, zero, probleme. Așa sunt prostii de la tine. Bine, le prezentăm altul. Domnule, dumneata, ai avut un favor, s-a făcut un favor prin luarea spațiului de la farmacie, domnule. Care n-a trebuit cu Consiliu Local. Contract de 30 de ani, de 31 de ani. Ai dreptul, dumneata, ai dreptul. Te-ai vindecat. Te rog frumos, nu depăși limitele. Da, domnule, dacă vă vedeți două cuvinte. Da. Nu mi-am propus să fac lecții cu Consiliul Local, pentru că nu știu în caracter. Sunt ales consilier de către cetățenii din comuna Lules și toți avem aceleași drepturi și obligații. Din capul locului, pentru că să fac tot felul de afirmații în injurioase la adresa Consiliului Local, vreau să vă spun câteva cuvinte, și anume că democrația înseamnă pluripartidism. Consiliul Local înseamnă democrație. Toate hotărârile care au loc în Consiliul Local se fac cu majoritate de vot. Orice hotărâre care se adoptă în Consiliul Local și care se abate de la legislația anterioară poate fi atacată în procesul administrativ. Dar asta nu înseamnă că în cazul domnului Sorin Chin, ales în rândul consilierului local, deoarece în comuna Lules s-a întâmplat un fenomen de nedorit. După mai puțin de un an de zile, primăria a pierdut primarul datorită unor motive de dânsul știute despre care organele legale și-au spus cuvântul. Iată că au trecut 3 ani jumătate de când tot Nichin
chinuim să înțelegem de ce ne se întâmplă nouă treaba asta, domnule Leze. M-a auzit? Acum 3 ani jumătate, din rândul consilierilor noștri locali, s-a ridicat un domnul numesc Dorin Chim, care, cu acordul Consiliului, a ocupat funcția de consilier cu atribuții de primar. Dar asta nu înseamnă... Viceprimar. Viceprimar cu atribuții de... Da. Dar asta nu înseamnă că domnul Sorin a ocupat funcția prin votul direct al cetățenilor. Eu nu înțeleg de ce dumneavoastră ne fim, n-ați înțeles odată pentru de una, că oricare dintre noi, din Consiliul Local, putem ocupa această funcție atunci când suntem propuși. Pentru ce vă abțineți și pentru ce faceți acta de vatură, deoarece până la urmă hotărârea tot al noastră Consiliul Local. În momentul când prefectura a venit cu documentul către Consiliul Local, nu ne-a făcut decât să ne atragă atenția și atât. Pe un motiv care e real, și anume că vezi, doamne, ne-am aflat în ele 6 luni de zile până la organizarea noului alegeri și nu avem noi voie să schimbăm viceprimarul cu funcție de primar. Bun, pornind de la acest punct, s-a creat o întreagă nebunie. Avem câteva ședințe de acum acolo, de când suntem aceeași problemă. Problemă care s-a rezolvat din punctul nostru de vedere și pentru care v-aș recomanda să vă liniștiți. Căci, din rândul consider, oricine poate să ocupă funcția asta, atunci cât este ales. Pentru ce v-ați venit? Dacă ați fi candidat acum 4 ani de zile la funcția de primar, nu va fi împucat nimeni. Nimeni nu va fi dat jos afară din funcția de primar. Dar acum, să aveți aceleași drepturi ca și noi. Mâine poate să fie sunt eu, poi poate să fie busul eu sau oricare altceva. Deci, Consiliul Local va reintra sprijinul pentru lipsa de incompetență care ați dovedit-o în ultimii 3 ani jumate. Nu e adevărat. Au trecut un mandat și la ora actuală nu avem un proiect pus pe tapet cu care să ne lăudăm. Că, uite, fraților, avem nevoie de atâtea și atâtea comună noastră. Gazele au rămas la asta de început de ani de zile. Sunt câteva familii care s-au legat la gaza. N-ați vorbit de canalizare niciodată. N-am vorbit de regularizare de râuri. De poduri, potențe. S-a fost o discuție puncte de la Poiana. Singurul obiectiv care l-ați îndeplinit la cererea insistentă a mea, prinzea și a Consiliul Local, a fost acea școală terminată și acolo la Poiana și acolo cu probleme. Este suspect. Dar nu mă bate discuție la Pământe pentru că nu-mi permit asta. Este suspect, o să fie din nou dus o anchetă. Da. Adrețările din partea unor de consilieri că vom păți, nu păți nimic, domnule consilier. Noi votăm aici în Consiliul Local ce trebuie să facem. Iar dacă cei care se uită la televizor înțeleg altceva, n-au decât să facă cu votul orice doresc. Dar sunt și oameni de bună credință. Iată, da, avem câteva, două, trei luni de când s-a... Trei săptămâni. Deja, dacă ne uităm bine pe masa de lucru a domnului președinte de ședință, avem deja 4 dosare, 4 proiecte care urmează a fi pus în practică cu hotărâre de Consiliul Local pentru a veni sprijinul cetățenilor. Ce proiecte avem în discuție? Avem podurile de la Sandra de la Orșa, care s-a discutat de ani de și s-a pus în practică. Avem podul de la Bărăneasa, din capul statului Bărăneasa, unde cândva cineva a pus de tub și-a sucut o parte din bani, care nu, până la urmă, s-a ales praful din bani aia. Avem extindere de apă, din care vorbim în fiecare zi și pe care lumea este foarte nemulțumită, pentru că am avut un proiect bine pus la fundamentat, pe ordonanța 7, finanțat cu o valoare considerabilă și datorită timpului, spune o vitreg, care a trecut, cineva a hotărât să renunțe la proiectul, la jumătate din proiect de apă și să se trezim acum că n-avem apă. Așa s-au lucrat de comuna noastră. Deci credem că a făcut un lucru foarte bun și sper ca cei doi aleși de către Consiliul Local să încerce, măcar pe ultima sută de metri, să ne introducă în normalitate și să termină o dată cu șmecheria și cu grupurile de interese. Pentru că dumneavoastră n-ar vrea să mă duc prea mult în discuție, dumneavoastră știți prea bine ce s-a întâmplat în ultima perioadă și unde ați vrut să ajungeți. Și pentru că lumea o să vadă ședința de Consiliul Local, ați spus un singur lucru. Am candidat acum 3-4 ani de zile la funcție de primar din partea Partidului Național Liberal. S-a trezit domnul Chim Sorin în ultima perioadă printr-o relație specială cu cineva de la Bacău să se cațe în capul PNL-ului și să uite de fapt că într-o construcție politică trebuie să muncești ca să ajungi în vârf. Domnul Sorin, munciți ca să ajungi în vârf. Nu vă cocoțați în capul unor oameni care și-au dat cuvântul în fața cetățenilor alegătorilor noștri și v-ați trezit dumneavoastră acum, opa,
în zona gândă, o facem noi, nu cei din Bacău. Noi hotărâm ce trebuie să facem. Nu putem să ne batem în joc în halul în care se întâmplă asta. Vă respectați fiecare dată, dar gestul ăsta este impardonabil. Nu se explică și nu o să înțeleg niciodată de ce a făcut gestul ăsta urât. Este un gest politic urât, la care nu se spune de acord niciodată. Și a să merg în casă, în casă și a să spună toată lumea ce a făcut dumneavoastră. Împreună cu domnul consilier de la PPDD, care s-a trecut, s-a trezit acum 4 ani în PPD. Da, și tot un pic mai avem ceva de adăugat. Vă scuzați. Votul și s-a trecut. Da, da. Vreau să spun că la proiectul numărul 3 abține sau 3? 4, care a fost pe ordinea zi în data de 2015, îl repunem pe ordinea de zi, pentru că nu a fost o mică neînțelege comisie și s-a tăiat din pașa și trebuie să-l ducem să discutăm în plen, așa este normal. L-am reluat. Și l-am reluat și l-am pus pe ordinea zi. Atât am să spun. Deci proiectul de hotărâre din care soluționăm cele instituție prefectului Bacău numărul 1067 din 5 iulie 2020 privind revocarea hotărârii cu Consiliul Local nivel numărul 7 din 30.04.2020, respectiv soluționarea plângerii prealabile administrative numărul 2635 din 4.05.2020, înaintată de pe titlul Tim Sorin, inițiată de primarul Sorin din partea tuturor specialităților. Deci asta s-a introdus dintr-o eroare. Nu s-a înțeles și repunem pe urmă. Da. Atunci. Numărul 7. Da. Mai spune sau îmi dăm citirii ori de zi? Dăm citirii. Da? Deci, am fi urmă asta acum? Da. Dăm citirii ori de zi. Deci, 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, lucrări de captare și extindere a apă în sat Livesc, comuna Livesc, județul Bacău, inițiat de primar și amic din toate comisiilor de specialitate. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului lucrări de refacere podețe din beton armat în satul Roșa, comuna Livesc, județul Bacău, tot pe inițiativă de primar și amici din partea tuturor comisiilor. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului lucrări de amenajare și amenajare podiețe de beton armat în satul Bărâneasa, comuna Livesc, județul Bacău. La fel, inițial și... Deci, să uitați că se poate. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, proiectul lucrări de amenajare podieți din beton armat în satul Livesc, Valea Lea, comuna Livesc, județul Bacău. Inițiale primarul, aviz din partea Comisiei Specialitate. Numărul 5. Proiectul hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Livesc, județul Bacău, pe anul 2020, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind angajarea de servicii juridice în vederea reprezentării Consiliului Local Livesc în litigiul având ca obiect suspendarea, anularea hotărârii Consiliului Local Livesc numărul 7 din 30.04.2020 și a actelor subsecvente inițiate de primar. Deci este vorba de trebuie să apere Consiliul Local de aceea de abuzurile care face Sorin Michiu în toate părțile și abuzul de putere care face. Și proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind soluționarea acelei instituții prefectului Bacău, numărul 8607 din 5.05.2020, privind revocarea hotărârii Consiliului Local de numărul 7 din 30.04.2020, respectiv soluționarea plângerii pe atentul administrativ, prealabile administrative numărul 2635 din 4.05.2020, înaintate de petentul Echim Sorin și inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Deci aceasta este ordinea de zi. Pe care o să punem la vot. Pe care o să punem la vot. Cine este pentru? 5, 6, 7, 8. Ah, deci votează toată lumea, da? Votul meu. Mai sunt de votul meu. Mai sunt.
Trecem la ordinea zi cu punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, lucrări de captare și extindere de apă în satul Livezi, comuna Livezi de Țibacău, inițiat de primar și comisia de specialitate. Îți scrie la cuvânt. Comisie. Favorabil, comisia. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Comisia numărul 3. Avizăm în bloc 4 proiecte, 1, 2, 3 și 4, pe toate le votăm, le avizăm. Proiectul 5 a mai fost pus pe ordinea de zi, nu l-o aprobăm de două ori pe același subiect, iar 6 și 7 sunt ilegale, dăm aviz negativ. Păi nu dați aviz, dați subiect, suntem bun, acum la discuție. Da. Deci nu poate să spună de aviz, că n-are cum, nu-i majoritate. Deci, discuții pe proiectul de a... Deci, primul proiect. Cine îmi scrie la cuvânt? Deci, Lucru Nicolae, Sorin Echim, Dan Costea, mai e cineva? Domnul Bocoi, altcineva? Atât. Deci, domnul Lucru Nicolae, pentru cuvânt. Da. Mulțumesc, domnul președinte. Acum câteva zile n-ai vrut să-mi dai voie, nu să vorbesc. Acum văd că te-ai făcut mai democrat. Da, domnule. În primul rând, aceste proiecte, cum am spus adineor 1, 2, 3 și 4, care privesc construcții de poduri. Dar nu poduri, domnule, vorbim de... Domnule, proiect pentru așa ceva. Nu, domnule, facem ceva. Dumneavoastră nu știți, domnule. Vorbim de... Domnule, în proiect, domnule, dar mă vorbim. Da. În primul rând, domnilor, cele patru proiecte care noi le-am aprobat acum, și mă refer chiar la primul proiect. Ce râzi, domnule? Ce râzi, domnule? De ce ne râzi? De mine? Nu, domnule, cum se întâmplă? Păi, termenul ăla. Îmi pare rău că în fața televiziunii face asemenea scamatorii. Nu fac, domnule, aceste poduri despre care se vorbește, a venit acum 10 zile cu aproximație doi proiectanți de la Iași, chemați, programați, aranjat de primarul Sorin Echim. Iar domniile voastre i-ați alungat, le-a spus că nu facem poduri la cheremul lui Echim, pentru că noi avem nevoie de bani pentru salarii mărite și procese, că aveți procese. Domnilor, acum ați reluat să le puneți pe ordinea de zi. Nu. Pentru ce? Ca să vă faceți campanie electorală? Nu mai mințiți, domnule! Da, dați-mi minciune! Da, iar vorbești peste mine. Nu te probleme cu domnule, ești necivilizat total. Îmi pare rău. Nu te-am civilizat. De undeva să te civilizezi. Chiar ne-a vrut 30 de ani de când ne-i tulburați comuna asta. O buruiați, o tulburați, o duciți prin toate căile de nu se face nimic. Vă ajung! Domnule, nu vorbi peste mine. Eu n-am tulburat. Eu am făcut iar la rog, eu am făcut este gaz, metan, în Livezi, am făcut farmacie. Am și dacă nu făceam eu proiect pentru gazul metan, nu aveam gazul metan. Și voi PSD-iști ce ați făcut? L-ați scurtat în loc de 12 kg. Dar vorbești peste mine, domnule. Aveți echip, domnule echip, aveți cuvântul. Domnule echip, aveți cuvântul. Domnule echip, aveți cuvântul, domnule. Observați dumneavoastră că vorbește domnule echip, aveți cuvântul. Ultra-obrază. Ne-am săturat.
jumătatea de zi este din 7 proiecte, iar noi n-am avut la îndemână materiale care erau normal să fie sunteie trimisă consiliere, să putem și noi studia. Aș vrea să vă întreb. Deci, captarea pentru o nouă sursă de alimentare cu apă. Da. Vreau să-mi spuneți și mie în ce stadiu stăm cu proiectul care l-aveam pe master plan cu Adibu Bacău, la care finanțarea este susținută de asociație. Este vorba de o suplimentare cu 4 puțuri forate, suplimentare cu încă 2 vase de captare și noi facem suplimentare din banii noștri. Dacă dumneavoastră considerați că putem finanța sau cheltui banii ai noștri și nu-i putem folosi pe cei din asociații, dumneavoastră o să plătiți și o să știe și cetățenii că nu ne folosim de acești bani la care noi, în cadrul asociației, venim cu o cotă bani. De ce nu mergeți pe acest proiect? Domnul viceprimar știe foarte bine, documentele sunt. Domnul Bacă, știți, nu despre ce vorbesc. Vă rog să spuneți de ce cheltuim banii din banii cetățenii și nu folosim banii de la asociație. De domnul învăța să bată pumnul masă, învățatul îi știe el, lumea lui care cunoaște el, așa îi bată pumnul masă. Să vă spun de ce. Deci doar de hârtie ne-am săturat. Știți foarte bine că am inițiat proiecte și le-a fost respinse de acest personaj, cum pot să spun altceva, în care nu rezolvă problema cetățenilor, ci doar niște documente, să care niște documente care o să vină cineva, dacă o să vină vreodată să ne facă. Deci, confruntarea comună cu apă este de când s-a dat drumul. Deci, din 2012. Nu mai putem aștepta să mențim cetățenii că facem noi. Ne-am săturat de vrăjel și de hârtii. Am luat decizia, nu știu dacă crede cineva că nu este corect să dăm apă la oameni. Nu contează din ce bani, banii sunt tot al comunității, că vin de unde vin, nu vin din altă parte. Vin atât la comunității și noi trebuie să lucrăm pentru ei. Am luat decizia în cel mai scurt timp, fiindcă 4 ani ați avut timp să vă faceți treaba. Asta e decizia și mi-o asum, domnule Chin. Dar de unde faceți captare? Vă explic acum, domnul, vă să explic. Captarea este făcută, se va face. De la fostul CAP-ul, este jos, se va face captare bazine și se va pompa în rețea, la port, și se va duce pentru satele Prăjoaia, Scăriva și Poiana, care sunt cele mai deficitare, domnule Chinsorin, care n-au apă acești oameni. Uite, să vin cu soluții, cu vrăjel, șmecherii, ca ai dumneata, unde ai dumneata, care e la master plan, care domnule? Le ține la oameni, domnule, nu știu eu. Domnule, vorbiți, le explică, dumneavoastră, că știu eu mai bine ca dumneata și ca dumneata. Ca să fii numai bunați pe el. Știu eu cu șmecherii care fie într-un consiliu local, cum nu știe sună niște hârtii, care nici măcar nu erau. Unde sunt acei investitori care vorbim? Unde sunt? Mulțumesc, Anatolie. Vă le facem? Domnule, nu am, n-am văzut nimeni niciodată și totul consiliu. Soluționăm, dar bine să vă certați cu noi aici, cum este pus pe bapă. Și atunci, v-am dat o explicație. Nu putem să așteptăm pe nimeni minciuni. Mi-am săturat de minciuni. De la acea asociație care au toți pronunțat. Minciuni. Gata, s-a terminat. Am luat decizia să dăm apă la populație. Strig. Care spune că nu este bun, nu este bun. Mi-asum și nu m-am votat. Strig. Dar deocamdată am luat decizia pentru a da din satele Poiana și Scăriva, că nu au apă. Sunt foarte deficitabilă. Din cauza voastră? Din cauza voastră, dacă spune mi-a dat niciodată. Ce zboare voi ați trăit cu PSD-ul ca să nu se capteze din câmpul până neasa? Nu mi-a dat cu vântul, ați avut. Rara. Domnul doamne. Păi, dar trebuie să-l spun, nu mă lasă vorbesc, trebuie să-l spun. Ați avut timp. Măcar pe lângă tine, așa, din câmpul vostru. Domnul președinte, mulțumesc pentru mai dat. Vorbim de apă de ani de zile. Și nu faci nimic. Avem suflet de apă de ani de zile. Așa este. Cineva și-a permis să renunțe la jumătate. Ce ori e Crăciun, știi, domnul? Să ce ori e Crăciun, șeful tău, domnul? Să ce ori e Crăciun, domnul? Mă atrage și-a spus. Nu poate să mă amintesc. Termenul. De câte ori trebuie să vă prinde ocazia, de atâte ori am discutat despre apa din comunal vezi. Nici nu mai contează astăzi de unde mai suplimentăm codul. Oamenii au nevoie de apă. Ieri a fost la Poiana și oamenii sunt foarte supărați pentru că nu avem apă. Faceți apă, domnule. Găsiți sursa de apă care să mulțumească cetățenii. Și cea mai important lucru, nu cumva lumea, tot tineretul ăsta, care ăștia fac și-au plecat, nu mai ești un lucru de-au muncit. Și-au făcut un cult de casă și ca să fie la noi
mergem afară, fiecare cu o baie. Nu avem apă, nu avem canal, fraților. Trebuie să, lumea trebuie să înțeleagă oameni pentru totdeauna. Când va veni vremea alegerilor, nu știu când. Nu votăm pentru cei care stau în față, votăm pentru cei care doresc ca să schimbe situația, starea socială a comunității noastre. Avem nevoie de apă, discutat de mult timp. Domnule primar, domnule primar, cu vitală, dați apă la cetățeni. Și aș mai avea, am avut o rugăminte, care multora nu o să-i placă. Avem compartiment de specialitate la primărie care se ocupă de alimentare cu apă. Trimiteți oameni în teren, puneți, domnilor, puneți apometri la oameni, pentru că sunt cetățeni care n-au apometru și își permit să pun din grădinile cu domnul de trăjit, iar noi nu avem apă să bem, domnul, nu se poate așa ceva. Am rugămintea să facem asta, treaba asta. E prima dată. Și rezolvat problema cu apă, că oamenii vor apă. Da. Vă răspund, la conducerea primăriei până acum a fost domnul Cristin Sorin. Deci trebuia să pun apometri, dar n-a făcut nimic. Să câștige electorat, să câștige electorat, nu a pus apometri. Dar vă rugăm, nu mai facem dosare și alte lucruri. Hai să trecem la apă. Mergem să facem apă. Apă, cum a spus și domnul Costea, nu este în satele Poiana și Scăringa, din cauza dealului care urce la Scăringa, satele astea sunt moarte. Vă rugăm, faceți ceva să trecem la subiect cu apa asta. Deci, da? Ne înjură oamenii pe stradă. Domnul Bocuic, vă dau răspuns. Să ieși aia apă. Domnul, vă rog frumos, sunt gata la subiect. Am venit o recătare de buget în care am prins și suma. Când o să fie apă. Deci, s-a apucat costul în prima secundă. Da. Deci ca să se înțeleagă. Dar fără acces documentația nu ne-am permis să facem ce a făcut domnul Chim. Podeții sau ce a făcut. De altfel, poți domnul Chim, te rog să facem ceva. Păi asta am venit în 3 săptămâni. Am reușit să facem 4 proiecte pe zi. Puținea apă care este, dar părinte că da, o fie să o meu când o să facem și să compea. Să punem la vloc. Clar. Domnul Sigur. Cine este de acord cu acest proiect de hotărâre? Cine este pentru, vă rog? Este cineva împotrivă? Sau cine cineva, domnul președinte, cu faci tot ce vorbim, pentru o unanimitate de lucru? Deci se pare că-i comentează, dar votează. Nu. O să votez tot ce este pentru interesul cetățeanului. Dar v-am spus clar că nu, nu vreau să ne aruncați în cârcă mii probleme care trebuie să luați de altfel. Am preluat un sistem care nu trebuie să spune și ce vrea. Domnul Chim, domnul Chim, cât vă mai trebuia, domnul, să ne zice? Eu în 3 săptămâni deja am găsit sub. Domnul, 5 ani, 10 ani? Problema este pe următor. Să ai apă potabilă și să fie apă potabilă, nu? Vă ajut! Este? Domnule, mi-asum răspunderea. Vă asumați! Domnule, nu-i clara dumneavoastră. Nu te-ai avut grijă și nici cetățean. 4 ani de zile ai avut timp să o asum. Gata, vă ajunge. Da, vă înțeleg. Nu e 3 săptămâni, o să vedem și să-l duci. Da. Aveți de față cu mutată plicele. Deci la domnul Echim, vă ajunge mai turbuna, nu mai turbulați apă. Punctul numărul 2. Nu, domnule, am întrebare, că te-ai filmat documentație de economie. Deci, da. Trecem la punctul numărul 2. Acum vorbim de pot. Domnule, ok, nu mai durați. Domnule, ce înseamnă pot? Păi după că vă spuneți dacă îi dați ordine. Cum dați ordine la o cameră? A să filmeze să fac ședință. Dar nu e. Păi cum i-a dat să filmeze din dumneavoastră? Vi se pare că e frumos? De v-ați cerut comun așa? Păi faceți-vă freză, o mică aia de freză. Și mă puneți o leacă de șarla și mă filmează, domnule. Gata, vă ajunge, lăsați, lăsați-mi să facem treaba. Gata, vă ajunge, ați avut timp. Proiectul numărul 2. Așa, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicării comunice a proiectului lucrări de refacere a podeți din beton armat în satul Orșa, comuna Vezi, județul Bacău. Deci,
Acum ajunge la podul. Acum ajunge la podul. Cine să scrie la cuvânt? Comisie. Deci deja am început cu orice. Comisie. Care e? Comisie. Deci comisie. Unul favorabil. Unul favorabil. Doi favorabil. Pentru acest proiect este în favoarea cetățenilor și îi după 2, 3, 4 ani pus același efect, dar nu s-a făcut nimic din cauza voastră. Sunt de acord. Doamne, dar unii cetățenii au văzut să schimbă cuvântul. Din cauza ta. Să schimbă cuvântul. Nu ți-a iubit satul Orșa. Ai nu Ichim? A început? Poți să-i mai bun, așa? Orșa. Cu betona mea. Da. Atât altceva mai are? Domnul Costeși. Am zis domnul Costeși și domnul Obusio. Avem și documentația, cine vrea să o studiază, o studiază. Îl dreptate, nu mergem cu ilegalități, putem totul. Aveți cuvântul, domnul Chim. Nu, domnul Plasă. A, domnul Chim. Da, domnul președinte. Nu pot să mă iau cuvântul pentru că n-a existat ocazie vreodată în Consiliul Local să nu mai explic cu privire la rezolvarea acestor probleme cu privire la podul. Ne vrem doar lăsat acum. Da. Mai aduc aminte și în campania electorală, dacă 4 ani, vorbim de aceeași teatru, nu, toți candidatul vorbim. Da. Acum, din nefericire, era baza asta de vorbă. Nu trebuie să ne supărăm. Iar unul la început. Trebuie neapărat să rezolvăm aceste probleme cu privire la aceste podețe. La Orșa, la Prăjoar, la asta, la Bălăneasa, pe Valea Rea. Nu uitați că Valea Rea se vorbește de două poduri, nu de unul. E bine că ați găsit finanțare pentru a vă rămâni proiectele. Oamenii trebuie să înțeleagă că acestea lucruri nu se fac odată, că n-ai cum, e vorba de bani, așa. Dar da, inițiativa contează. Deci ai proiect de finanțare, avem. Poți să mergi și ceri fonduri. Avem finanțare. E ok. Avem și bani. Asta e foarte important. Avem și bani. Nu, asta ne-ai zis proiectele de finanțare. Câți bani? Hai, arată-mi în buget. Deci, haideți să transăm o dată pentru totdeauna aceste probleme. Ăsta sunt problemele oamenilor. Ce să discutăm noi aici și a vreau să ne grupul de interese, dar ce o valoare. Pe oamenii aștept de zază. Podul să facem, domnule. Începem cu unul și o să arătăm oamenii că se poate face. Asta e important. Sperea să putem și finalizăm astfel de lucruri. Pentru că de asta ne-au votat oamenii să venim în Consiliul Local ca să le promovăm interesele lor. Pe fiecare sală, pe fiecare sală are pe probleme. Hai să încercăm să le arătăm oamenii că se poate face. Exact. Deci vreau să-ți răspund, finanțarea există, este din fondul excedent, un fond va costa 2.100.000, avem documentația aici, avem bani pentru tot, care ridicăm bugetul acum. Când avem apă? Domnule, avem? Da, acum avem. Da, acum. Domnul Dumnezeu. Azi o să avem proiect. Apa de eu. Care și o să vedeți că banii sunt pentru toate, și pentru apa de și pentru cele trei puncte. Bază apa de eu. Ele va începe lucrările imediat când va licita și se va prezenta constructorul. Noi nu dăm cu crețare de când avem apă? Apă? Vă spun eu. Când? În două săptămâni, în două săptămâni. Când? În două, trei săptămâni. Se face tot ce ce zboare în câmpul până la neasă. Doamne, nu știu ce vorbim. Camera mare, domnul, știi ce trebuie să fac? Domnule, vă dau afară! Domnule, el știe ce trebuie să fac! Știi ce trebuie să fac?
Dar nu putem să te atingem. Să dea să dea la să dea la o bradă. Domnule, dar vorbim la domnule. Dar nu vorbim. Dar ce sunt dați oameni? Deci dați spus limba. Domnule, sunt de calcitrant. Dar voi sunt de mare, domnule, ca și dați. Cum îți spun de vedere, domnule, dar nu așa de la primul. Ne-a acuz, domnule. Să nu fac tot de mine. Eu nu sunt, eu nu sunt singur, domnule. Eu nu sunt de la dat tot să mă dai tu afară. Și eu nu pot. Dar cine ești tu? Ai prin primăria, ai mi dai afară, dar cine ești tu? Dar cine ești tu? Domnul președinte. Deci, domnul secretar, sunt pentru proiect, dar sunt sigur că e campanie electorală, nu face nimeni nimic. Ce să facem să facem? Domnul președinte, domnul primar, chiar de mult am așteptat chestiile astea. Și cred că de bun augur și vă doresc cu succes în continuare cu treaba care urmează. Dar în al doilea rând, ar vrea să vă aduc la cunoștință că după ce terminați lucrările respective, să vă gândiți și la drumurile din comuna noastră. Bărăneasa. Dar tot facem împreună. Tot nu facem împreună. Nu fac eu, nu fac eu, ci facem toți consilierii împreună, mai puțin domnul Lungu și domnul echip care sunt potrivit. Deci în restul consilierii pot să-i dau și nume, tot facem împreună, nu fac eu. Deci tot facem și vă dau și nume dacă vreți să se vadă că noi ăștia 13 consilieri, noi toți facem aceste proiecte, nu fac numai eu sau domnul viceprimar, potopuțul de primar, facem noi proiecte. Nu, doar noi ne-am mandatat aici să muncim împreună cu voi. Atât. Că mă pare rău că de fiecare dată, în fiecare ședință, spuneam de drumuri, de ce se întâmplă. Tot facem. Și nimic, nimic nu s-a făcut până acum, dar de acum încolo aș dori ca să facă ceva. Măcar acum să colaborăm, să vadă și cetățenii că, într-adevăr, lucrăm pentru dânsi. Deci o colaborare se poate. Dar sunt aleată și mă mai repede, nu fac eu sau gata. Facem tot, ne-am unit să facem ceva. Am înțeles, măcar și ultimul tot, dar măcar am înțeles că nu se mai poate cu dictatura. Și este bine că am înțeles și am face treabă de dictatura. Referitor la drumuri, așa că și eu... Nu mai cred. Sunt sesizări de la cetățeni, când Bămeneasa sunt oameni care au făcut șanțuri pe mijlocul drumului, nu poate să treacă cu mașină. Și mă refer aici la domnul consilier Antelea. Domnul consilier, vă rog în ședință de consiliu local. Nu mai găuriți drumul în Bămeneasa, că nu poate să treacă oameni. Drumul este acces public. Nu știu care a fost problema acolo, dar eu cred că trebuie clarificat. Hai, domnul Ichim! Domnul Ichim! Da, ce să spun? Problema lui domnul Cerniel, într-adevăr, a făcut un problem așa pe mine, ca să cedineze cât de cât m-aș fi pe care nu știu, acum eu v-am pus din mine. Nu, mai nu știu să vezi ce au o dar o să vedeți. Documentația, tehnico-economice, a proiectului lucrări de amenajare codeț din beton armat în satul Bălăneasa, ca să se înțeleagă și în satul Bălăneasa, ca să facem, Comuna Albești de Țubacău. Inițiatorii suntem noi, dar cu sprijinul acest consilier care sunt alături de noi. Deci, comisie. Da, comisie. Comisie 1. Favorabil? Favorabil. Comisia 2, favorabil? 3. Domnul, 3. Pentru primul 2, 3 și 4, am dat la vezi favorabil. Nu l-am dat deja. Nu v-ați discuți. Deci îți schimb la cuvânt cine nu vrea să spune. Trece la proiect, mi-ai zis la cuvânt. Trece la cuvânt. Trece la cuvânt. Nu pot. Da, spune. Așa cum spunea și domnul Lungu. S-au alocat fonduri bănești pentru rezolvarea celor două potențe, la Valea Rea și la Bălăneasa. Fără proiecte, așa cum ne-ați prezentat dumneavoastră pe masă aici. S-au spălat bani din punctul meu de vedere și până la urmă s-a dovedit a fi un eșec. Oameni tot fără potențe. Faceți lucruri de calitate, angajați societăți sau supuneți prezentați firme care știi să facă treaba, să nu se mai vorbească de pierdere de bani, de spălați pe apa, asemenea,
aici nu este potinul asta de lipsește disciplina și responsabilitatea pentru cheltuirea banului public. Asta e problema noastră. Face ce trebuie așa cum spune legea. Și de bine dacă picuia o studenție de a sport. S-a cheltuit 8 miliarde de s-au făcut bază sportivă și stă goală după aia de miliard. 8 miliarde! Crăciun John! Și da, vreau să vă dau răspunsul. Vreau să spun că s-a primit 1 miliard 200 s-au primit în urma carabă de ce a avut loc în ziua. Deci pe două coturi de la Valeasa și Livez. Acești bani au fost făcut, au contractat o firmă de la Iași prin care au dat doar numai pentru documentație 1 miliard 200. I-ați alungat. Deci 1 miliard 200 au dat. Noi am venit, noroc că nu au dat bani și am reziliat acel contract, nu putem să dăm 1 miliard 200. Deci nu putem să dăm așa ceva pentru documentație. Aici noi avem și bani și rezolvăm și podurile. Noi un pod îl facem cu 2 miliarde 200, iar dumnealor făcea un pod cu 1 miliard 200 numai documentație. Nu mai costa, nu știu cât mai costa în viziunea lor, câte miliarde, 10 miliarde mai era. N-avem cum să știm. Deci vă gândiți, noi facem un pod cu 2 miliarde 200, avem și finanțare de tot, iar dumnealui avea contractat, vin prezint următoarea ședință, 1 miliard 200 doar documentație. Deci aberația, cât ce au făcut-o. Și noi am reziliat contractul, clar, nu putem să facem așa ceva. Da. Da. Supunem la vot. Cine plătește acei 8 miliarde cu baza sportivă? Supunem la vot, lăsați-o. Cine este la vot? Aprobarea acestui proiect de legi. Este cineva împotrivă, se abține cineva? Da. Am răzit la vot. Mai spui ce vă procent cu un an de legi. Deci fac de legi la vot. Deci îți spun fix scandal. Întotdeauna votăm pentru interesul cetățenilor. Da, dar ce faceți? N-a făcut. Trebuie făcut din lucrurile, lucrurile cum trebuie. Da, domnule. La carte. Că la carte. Așa vă face. Așa vă face, domnule. Așa vă, mă, nu ca dumneata. Ca la așa vă face. Deci ne-am asumat niște chestii care chiar vor ieși exact ca la carte. Avem documentația. Este prezentată. Chiar nu știu ce spune, domnule. Poți să le citezi. Vedem firma care o să câștigi. Nu știu ce să fac. Bani sunt. În urma comisiei au fost nu numai acolo. Acolo este și regularizat de râd. Da, și ce făcea? Cu ce încrezea aceea cetății? Domnule, cu ce încrezea? Cu urtii, domnule, urtii. Era treaba noastră. Cu urtii? Cu regularizare. Era treaba acolo românilor. Da. E treaba noastră. Bine. Deci, pentru că proiect de asta era făcut proiect. Proiect de hotărâri numărul 4. Da, dar e copire de finanțare. Noi le facem treaba la apele românii și ei când ai tu nevoie de ei, este lucrat de autorizații de la ei și aprobări. Lasă-te, deci acum noi ajutăm pe care... Nu discut, dacă nu știu, dar nu timp să de la apele românii. Domnule, nu-i treabă. Dar nu-i treabă. Deci acum noi nu-i treabă. Nu-i treabă polemic cu acest individ. Nu avut timp să-ți spune, să facă. Da, s-a terminat. Deci proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului lucrări de amenajare podiere din beton armat în satul Livez, Valerea. Inițiatorul proiectului este primar împreună cu acești consilieri care tot am spus. Da, îmi scrie la cuvânt cine a ceva ce spus. Comisie. Deci comisie și cu da, dar eu. Da. Da. Ichim Sorin, domnul Costea, cu domnul Vizită. Aveți cuvântul. Dar vă rog, înainte, vreau să vă rog frumos, vorbiți la subiect pe proiectul. Știm noi mai bine carte. Știi? Știm noi mai bine carte. Dacă știi, vă rog frumos, vorbiți așa. De ce vă rog oră? Lasă oameni să vorbească. Vă rog, vorbiți domnul. Aveți cuvântul. Da. Sau domnul Nicu? Care e? Nicu, domnul Nicu. Lasă, te-ți vorbite. Da, domnilor consilieri, pentru Livez este proiectul făcut cu 2 km de regularizare de râu și 3 podețe, la care domnul Surugiu, deci 3 podețe peste traversare peste Albie și 32 de podețe la curțile cetățenilor, la care au avut documentația, au venit specialiști și consultanți de la Iași care trebuia să ducă în continuare proiectul, iar domnii de la conducere au oprit acest proiect. Atât am vrut să vă spun. Puteți să faceți, deci erau trei podețe de transversal și 32 de podețe. Domnule, dar cât de finanțare? Finanțarea era obținută, domnule. De unde eu? Deci dumneavoastră nu va trebui să fie dumneavoastră. Nu va trebui să continuați proiectul. Domnul Ichim, da. Chiar ați avut 4 ani de echipă de viață, acum dumneata care făceai îndrântii și spălai banii, când a dat și ei, nimic n-au dat, domnule, chiar chema la discuții. La discuții care ai fost domnule, domnule. Și ai fugit, domnule, ai fugit. Când ai discuția, am fost afară. Că a fost frică de tine, băi. Nu, de ce, domnule?
Aderația care vorbește domnul Ichim nu e nici într-o fază. Au încheiat un proiect, nici măcar nu era făcut proiectul. Au încheiat un contract prin care spunea că le dă 1.200.000 să facă niște rătii, o regularizare în care banii spunea că-i luate la CNI. Da. Abar nu avea, abar nu avea de unde plecați la țară și când și cum el spăla banii. Deci clar se prevedea că spăla banii. Deci nu se face că erau banii. Făcea doar niște hârtii și, mă rog, când i-a prezentat dumneavoastră, avea contract, deci m-a făcut și cu papelele în care a plătit și nu mai vine lucrul. Așa? Deci dumneavoastră știe, a plătat banii dinainte, fără să-și termine proiectul. Deci dumneavoastră știe și o să fie expertiză și nu o să tragă la mâță până. Este poate. Deci cum a spălat banii comunității? Cu proiecte, o să fie expertiză și la școala de la Poiana. Acolo la Poiana a fost clar. Izola știe, toată lumea a fost doar numai cârpeți și 6 miliarde. O să fie expertiză și o să spună un expert, dacă s-a făcut lucrarea, s-a decopertat și s-a făcut una nouă, o să ne dea răspunsul. Și cu Pavel o să ne dea răspunsul, modul de ce a plătit toți banii în avans. Și o să dea explicații? O să dea explicații. Unde vreau să dai? Dacă ce vreau. Și da. Aveți cuvântul domnului, nu? Domnilor, se vede de departe, din avion se vede, că vă face o campanie electorală nemai întâlnită și neîntemeiată. În sensul că ați făcut 4 proiecte, unul după altul cu același subiect, când trebuia într-un singur proiect. Pod în Orșa, pod în Livez, pod în Poiana și podețul următoare. Ce ai întins-o pe 4 proiecte, domnule, să-ți faci campanii, să te aleagă lumea, nu te votează. Da, domnul nu a înțeles că bărbiața lui Livez, Livezul lui Bărbiața nu a înțeles că sunt proiecte diferite de care s-a dat. Dar domnul nu știe, el nu știi tu. Are 30 de ani și nu știi să facă o separație între sate. Comuna Livez face parte de 6 sate și acele poate să ne trebuie în satul mare. Deci domnul Lungu nici măcar nu știe să facă așa ceva. Tu habar n-ai. Aveți de rând cu domnul Costea. Știi alfabetul? Da. Îl învăț, mă dea bata. Dar eu nu vreau să le învăț. Felicită. De-aia te-ai pus mereu președinte. Știi câși data viitoare președinte? Părinte. De toate, da. O să te pleci ca plan. Nu poți să faci un proiect să-l învii din Ceaușescu. Tata tău. Deci aveți grijă că mai faci un proiect. Vă vă dați, vă vă dați, vă vă dați, vă vă dați. Vă la punctul 4 ordine de președinte. Sunt născut în Comuna Livez, în satul Poiana, dar eu sunt, domiciliul meu este la Bruc, în satul Livez. Au trecut atâția ani de zile și cu supărare, cu rechet, vă spun. Satul Livez nu s-a transformat cu nimic cu de-a 15 ani încoace. Dacă mergem prin sat și pe drum, nu vă spun că drumul este nimic. Avem podețe, două podețe în sat, divizite bine și tuburi. Nu există așa ceva într-un sat de oameni gospodari, decât în sat Livez. Oricum te duci și fii în pădure dacă mergi. Ai să vezi podețe construite de constructori, făcute cu calacate, așa cum e normal să întâmple. Trebuie să mă întorc în timp și să mă repet încă o dată și să spun că și în satul Livez, și în satul Pălăreasa, s-au cheltuit bani fără proiecte, foarte mulți bani și oamenii au rămas tot la stalele cu 15 ani. Și mă adresez cetățenilor din satul Livez, din care și eu fac parte. Votați pentru dumneavoastră, lăsați politrucii deoparte. Nu s-a transformat cu nimic satul în care locuiți. S-au cheltuit bani degeaba, pentru că așa nici bani care s-au cheltuit au fost munciți de cei care și-a permis să-i cheltuie și lăsau să-i nu știu ce să fac cu ei. Este cel mai urât sat din punctul meu de vedere. Trebuie satele românești, satele noastre din comun trebuie să se schimbe. Trebuie să capte o altă formă, o altă priveliște. E păcat, suntem într-o comună din centru, înconjurați de atâtea comune, cu posibilități de finanțare, dar nu ne-a lipsit materia cerușie, oamenii care să dorească să facă ceva pentru comuna noastră. De asta ne aflăm în situația în care ne aflăm acum. În toate comunele se face cu ceva. Merg la Belu, deci că nu-i face acolo. Merg la Sălduresc, deci bibliotecul fac acolo. Merg la Helegiu, să vedeți că au întâlnit satul peste tot. În comuna Livez de ani de zile, stemă pe loc, nu s-a făcut nimic. Așa a trebuit foarte când în nostru. Și așa că... Da, poate o să... Poate cineva sau cei care o să mă vă spune că sunt populist. Nu! Haideți să ne dăm o normalitate.
și să încercăm să rezolvăm problemele oamenilor. Când de asta suntem aici. Căci altfel, oamenii o să înțeleagă că suntem o adunătură alesă pe diferite, așa? Și cum suntem în stare de nimic. Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă. Să înțeleagă că proiectele de hotărâre se fac de către Consiliul Local sau de către executiv. Asta e menirea noastră, să votăm, să fim de acord cu propunerile și cu hotărârile care se iau, ca să ducem la îndeplinire, să rezolvăm obiectivele despre care sunt interesați oamenii din comuna noastră. Și pe, din punctul acesta de vedere, domnul Zunciu, vă rog să nu dezamăgiți oamenii. Exact. Noi, dumneavoastră, stați în fața noastră din rândul consilierilor aleși, exact. Și aveți, mai mult oricând, obligația să încercați să puneți în practică ceea ce vorbim aici, să nu rămânem tot la stat de vorbă, așa cum am vorbit de ani de zile. Asta și facem. Numai să-mi lasă în pace. De acord cu ce spune domnul urmă. Acești să-mi lasă în pace. De acord. Că nu se face nimic. Dar când am venit proiectul ca să modernizăm centrul de gând, voi și el o dat împotrivă. Și acum spuneți să vă puneți pe domnul, eu m-am inițiat, domnule, nu vreau să mai aici. Vin la rând, domnule, să vedeți, domnule, prin postul străin. Dar nu ți-ai cum zicea Vantie. Ne-am săturat cu de aberații, domnule. Suntem inițiatorii, noi suntem inițiatorii. Abar la aici, domnule. Chiar nu știu cum să fie. Chiar? Da. Supunem la vot. Cine este pe? Este cineva. Uitați câte dălăgiri fac acești oameni și votează. Uitați câte dălăgiri fac. Păi e normal să votăm pentru cetățeni. Nu să ne duceți la deprindere, domnule. Domnule, asta e problemă. Domnule, duceți-l la capă. Domnule, nu știu. Votăm, dar votăm degeaba. Punctul 15. Acum vreau să-și vă arăt de unde luăm și bani. Avem finanțare, deci nu vorbim aici. Hai tu. Aici e bani. Faptul e bani. Deci este vorba de o rectare de buget. Scoatem din fondul excedent, deci din bugetul nostru propriu, din excedent, noi avem undeva la 21 de miliarde, care îi chem n-aș putea să-i chem, nu știi să facă nimic. Îi ducem așa, 6 miliarde 600 pentru toate trei podețuri, în contul 840203. Și iar pentru captarea alimentară de apă este de 1 miliard 290 pentru noua captare de apă. Deci banii ăștia am și pentru finanțare, să se înțeleagă cineva, îți sprinși, deci nu vorbim aiure. Banii avem, numai să ne lasă în pace acești indivizi să facem treabă pentru comunitate. Dacă mai fac atâtea reclamații, nu știu cum putem lucra. Nu știu cum putem lucra. Să vă arătăm câte hârtii avem, o să vă prezentăm câte hârtii avem de bombardați de la prefect, de la judecători, nu știm ce să mai cum să ne mai apărăm. Dovada că o să vă arătăm câte să ne punem un avocat să ne lase domnul în pace să lucrăm. O să vă arătăm dovadă să lasă în față să lucrăm. Acești oameni nu ne lasă să lucrăm. Deci v-am prezentat și finanțare. Nu suntem prefectura, domnule, dacă primiți... Domnule, trebuie să înțelege, domnule Ichi, trebuie să înțelege, ați fost pus de către Consiliul Local, ați fost dat de către Consiliul Local. Nu suntem nimeni niciun domnule, mare. Domnule Ichi, vă mai spun, vă atrag atenția. Suntem consilieri tot, 15 consilieri. Da, dar noi nu avem dreptul. Au decis majoritatea pe cine funcție. Dumneavoastră ai avut privilegiu 4 ani să ne arăți ce poți. Gata, ne-am săturat, lăsați-ne să-i face, nu mai bombardați. Plecați acasă, domnule, consiliu. Supuneți-vă majorității. Așa funcționează statul de drept în democrație. Minoritatea se supune majorității. Nu suntem în comunicare. Domnul Ichim, lucrăm egal. Cu cine se pare? Domnule, ridicați-vă mâna sus dacă sunteți cineva pentru Ichim Sorin, domnule. Nu sunteți nimeni pentru tine, domnule. Nimeni nu sunteți. Gata, ajunge, duceți-vă acasă. Gata, vă ajunge. Ați avut privilegiu. 4 ani să ne arătați cât este capabil. Sunteți un incompetent. Ați arătat destul. Lăsați-ne, nu ne mai bombardați. Dacă mă spate treaba. Deci punem la mea. Vă scrie doamna. Dragi colegi, nu aveți idee cât de mult mă bucur această rectificare de buget.
pentru că în sfârșit se demonstrează că sunt bani pentru realizările comune. Deci, haideți să vorbim că se poate face. Mulțumesc tuturor colegilor pentru feeling-ul care s-a găsit între partidii, exact, pentru a demonstra întregii comunități din vest că se poate și că vor fi realizate. De aceea, vă rog frumos, unificați împreună să demonstrăm căci cu acești bani, exact, cu reivindicarea acestui buget, vom demonstra fapte, nu vor. Nu vor. Trebuie să înțelegem că întreaga comunitate din vest este să pună de cifri. Așa este. Stau de vorbă cu el persoană. Toată lumea, deci, e disperată. Da, vă felicit. Vă deci, felicit. Eu mulțumesc colegial tuturor pentru feeling-ul ăsta găsit, pentru că trebuie să ieșim din această situație cu fapte. Bravo. Mulțumesc, dragi colegi. Vreți să vă spun eu unde sunt? Stai un pic! Vreți să vă spun eu unde ai un miliard? Că îți trebuie bani acum. Un miliard. Anulează postul lui Johnny Crăciun, că el e un miliard de ani de comandă. Și acolo ai un miliard. Pașport. Ne-am să-ți la mișinica. Asta sunt bine, doamnă. Gata, ce care e așa? Patru ani l-ai făcut din prea. Spune-mi la rog. Mă, nu mai vrei. Cine este pentru? Bine, câți ce care mi-a dat de nevoie? Câți ce care mi-a dat de nevoie? Deci acum trecem la punctul numărul 6. Deci acum vreau să vă demonstrez că trebuie să ne angajăm avocat, să putem lucra, că nu se mai poate valul ăsta din bombardare așa atât acestor oameni care, de fapt, numai rău acestor comune, că nu înțeleg să plece acasă. Deci proiectul numărul 6 este proiectul hotărâre privind așa, angajarea de servicii juridice în vederea reprezentării Consiliului Local Comunei de Pace, de la tot Consiliul Local Comunei de Pace, în litigi având ca obiect suspendarea, anularea hotărârii Consiliului Local de numărul 7 din 30.04.2020 și a actului subsecvent. Deci aici vă demonstrez faptul, noi am trebuit cu acordul dumneavoastră să ne apărăm, să ne apărăm de bombardamentele făcute de acești circari care nu înțeleg să pleacă, să plece, să plece acasă. Deci noi trebuie să cheltuim și bani din domeniul public, pentru să apărăm Consiliul Local, să facă treaba pentru cum se ne lasă în pace, să facem treaba pentru comunitate. Deci ne-am săturat să dăm răspunsul la tribunale, la prefectură. Deci ne-am săturat acești oameni, circarii ăștia care fac 5 pe deci. Deci circarii ăștia, nu înțeleg oamenii ăștia că sunt 3 și noi suntem 12 și venim în sprijinul cetățenilor. Nu înțeleg, nu înțeleg. Deci, comisiile, comisiile. Comisia numărul 1. Numărul 2, favorabil. Întrucât justiția aparține, comisia 3, da? Da, da. Întrucât justiția aparține numai justiție, acest proiect este împotriva legii, împotriva am votat. Domnule, nu sunteți împotriva, din câte știu, sunteți patru comisie, sunt voi și voi, este vot bun, domnul Lungu. Nu mai suntem timpul ce au șef. Justiția, judecătorul, nu eu. Mă ajunge cu aberație. Doi și doi cât fac? Se trebuie vremea lui Ceaușescu, comisia de împărțuire, mă? Da. Nu acum ajunge cu dica asta, de împărțuire era. Supuneți-vă, mă ajunge. Vorbesc despre mine, da? Deci, știi, este amința favorabilă. Împărțuire. Deci, nu, domnule. Se înscrie la cuvânt? Da. Și eu. Scrie la discuție. Da. Și ea. Da. Și eu. Trei? Atunci. Mai e bine ceva? Bărați să trec în cursul ei. Dar vorbiți strict la subiect. Nu. Am prins postul ei iar. Dar după azi când ești foarte dragi cu subiectul. Vă spun vă distin, dar subiect este foarte bine. Iar suntem consilier, sunt sfătuit, avem și divergenți, și opinii. Dacă o să fie, nu s-a acuzat. O să fie, nu s-a acuzat. Da. Aveți făcut. Da, domnule președinte. Plecând de la principiul că nimeni nu mai este mai presus de lege, din experiența mea de Consiliul Local am înțeles un singur lucru, că prefectura, indiferent de unde și care este, este reprezentată guvernului în teritoriu, exact, și veghează la îndeplinirea sau la... deci trebuie să fie o rapetă de colaborare, nu înțeleg impun, veghează la supravegherea și la bunul mers al lucrurilor privind la activitățile Consiliului Local și nu mai.
la tot ce ține de... de... Și ce de... greu putem să-i blochezi tu, că vrei tu funcția? Localitatea sau de județul din care facem parte. Nu am nimic cu niciun partid politic. Ca să fie clar, astăzi sunt consilier de PNL, să se înțeleagă, pentru că cineva s-a uitat la ședință. Nu mă împotrivesc partidurile politice, că pentru că, așa cum spuneam la înainte, tot la acea ședință, pluripartitismul consilizește democrația. Dar, ca să venim, ca să ne implicăm într-o situație creată artificial, doar de dragul de a face parte cuiva, călcând peste toate principiile politice și de respect, nu sunt de acord. Prefectura recomandă Consiliul Local, recomandă hotărârea Consiliul Local, să anulăm noi Consiliul Local o hotărâre prin care un consilier de rândul nostru i s-a retras sprijinul cu privire la primar nu a fost ales, nu? Așa? Primar și nu vedeți doar pe aia că am votat cu cineva. Ce vreau să vă spun? Lăsați-mă să vorbesc pe aia dumneavoastră. Și în temei vedeți. Noi hotărâm ceea ce facem, iar hotărâre de Consiliul Local au interesul, sunt cu titlul de lege, așa cum face și Parlamentul. Exact. Dacă am greșit în Consiliul Local, justiția n-a venit să-și facă datoria. Dar nimeni nu poate să treacă peste noi, noi cei care am fost aleși de cetățeni ca să-i reprezentăm în Consiliul Local. Domnul. Iar atunci când dintre noi, cei care ajungem în funcție de conducere, uităm drumul și luăm o lume altă direcție, îi sancționăm. Astăzi, discuția cu privire la acest punct de ordine de zi privește tocmai retragerea sprijinului fostului viceprimar cu atribut de primar, așa? Și din punctul meu de vedere, și bineînțeles, și cred că și a fost relocat, a fost hotărât ceva care a luat o hotărâre înțeleasă de toți dintre noi, așa? Și să fie responsabil ceea ce a făcut. Nu cred că cei ce facem parte din acest lucru vor mai veni vreodată ca să anulăm hotărârea noastră, care este legală așa cum și normal, da. Din acest punct de vedere, aș ruga organele competente să ne lese pe noi cei din primăria de vest din Consiliul Local să ne facem treaba așa cum ne pricepem, cu oamenii trebuie să aici și dacă nu vom reuși să îi satisfacem pe oameni, să nu ne mai leagă la următoarea lumii de alegeri. Asta este rolul nostru aici. Noi nu facem carte ca să fim consilieri, nu facem carte ca să fim primari. Sunt 30.000 de oameni pentru că au încredere în noi. Așa funcționează democrația. Trebuie să fie oameni decizi dacă mai democrația sunt. Și plecăm acasă. Domnul Sulugiu, domnul Coacă, dragi consilieri, prefectura a luat o decizie și a acționat hotărârea numărul 1. Deci hotărârea din 30 aprilie considerăm ilegală. Aș vrea să vă spun așa, nimeni nu este mai presus decât legea. O să plătesc. Dacă dumneavoastră ați făcut acea hotărâre corectă și legală, de ce mai puneți apărare? Dar nu de ce vă puneți apărare? Nu intri acolo, dumneavoastră. Înțelegeți cum funcționează Consiliul Local. Nu te acața din nu știu ce, trebuie să rămâi dumneavoastră. Deci nu pot să vorbesc. Nu cer scuze. Domnule, ați privatizat primăria. Felicitări. Hai, dumneavoastră. Domnule, din vreme ce... Trebuie să nu treceți peste justiție! Voi dumneavoastră nu știți ce e justiție!
Așa, când călcați mereu legea și dumneavoastră, și dumneavoastră tot mereu vă trageți cu legea, peste justiție. Justiția este supremă în România. România este un stat de drept. Păi și domnul, dar nu ai vedeți de apărând dacă așa că vreți dumneavoastră. Din 5-a 5-a 2020, privind revocarea hotărârii Consiliului Local Vest numărul 7 din 30-a 4-a 2020, respectiv soluționarea plângerii prealabile administrative numărul 2635 din 4-a 5-a 2020, înaintată de petentul Victim Sorin și inițiat de primar și comisiile de specialitate. Deci comisiile? Favorabil. Unul favorabil? Doi favorabil. Trei? Împotrivă! Nu, domnule, favorabil cu 2-2. Dar nu știi să... Împotrivă! Nu știi să numim. Și am de înscris la cuvânt. Da. Nu știu, dar nu dau. Nu, domnul, nu cu altcineva? Altcineva, cine să mă înscrim? Domnul Chim? Domnul Costa? În primul rând, domnilor, am rugămintea să nu mă oprești. Da, domnule. Bine. Să știi că dau și o bere dacă mă las să vorbesc. Bine? Te rog frumos. Dau șampanie, nu mă las să vorbesc. În primul rând, domnilor, în primul rând, adresa 8607 a prefecturii nu este o cerere. Că prefecturia nu cere nimic de la noi. Nu cere. Dar mă las acum, îți dau și eu o bere. O să votez împotrivă datorită faptului că ceea ce s-a stabilit în hotărârea de Consiliul Local, hotărârea numărul 7 din 30-a 4-a 2020, este ilegal. Lucru care nu l-am constatat numai eu, l-au constatat și instituțiile statului. Așteptăm, așa. Așteptăm să ia decizii tribunalul dacă. De acolo discutăm. Da, vă mulțumesc. Da. Domnul Ionie, domnul Ionie. Dar tot instant, tot prefectura îmi trimite că sunt ilegale, tot zice că sunt ilegale toate chestiile astea care le-am făcut noi cu
cu demitia viceprimarul. Oare alea au fost legale? Mărirea taxelor și impozitelor. Când l-am pus pe aici? Oare au fost legale alea? Eu asta văd, când s-a mărit taxe și impozite, au fost legale la propunerea domnului primar? Nu s-au mărit datorită nouă, datorită unui grup de consilieri, dintre care și domnul Zulugiu, la propunerea, nu? Am făcut în așa fel să le reducem înapoi, nu la propunerea dânsului, s-a mărit. Noi le-a redus. S-au respins toate. Oare alea au fost legale sau ilegale? Dar și spune la noi, în funcție de ce oare au fost legale sau ilegale? Ce n-a spus nici nu? Numai noi suntem ilegale. Cetățenii comuni trebuie să înțeleagă sigur că da, dânsii au mărit taxa și impozitele. Altceva n-am spus. La propunerea dumneavoastră au fost, la propunerea dumneavoastră au fost mărite. Noi, la propunerea noastră, le-am redus. Am ajuns la normal. Ei, n-am fost, domnul, avem documentele la un moment dat. Dar cetățenii au văzut despre ce este vorba, cine lucrează pentru dânsi și cine lucrează în el. Împotriva, domnul. Da, domnul, aveți un punct, domnul profesor. Da, domnul președinte. Eu sunt convins că prefectura nu și-a propus să obstrucționeze activitatea de Consiliul Local. Din stat, asta e treaba asta. Nu cred că prefectura are ceva cu noi. Nu cred. Nu. Sigur. Recomandarea prefecturii cu privire la anularea hotărârii Consiliului Local o rog ca atare. Datorită faptului că am fost bombardați cu tot felul de documente, de hârtii, asta nu precum că nu vrem, nu am vrut să mai ținem cu domnul Sfânt de timp, asta este treaba Consiliului Local. Da, nu. Noi l-am ales, noi l-am dat jos. Da. Din alte motive, de știute de toți. Lipsă de performanță. Am fost unde fiecare dată. Nu ne-am propus să ne Consiliul Local ca să vorbească pe oriunde că uite, el te plec în Consiliul și nu mai poate de bani. Iată, da, eu mi-am dat multe singur. Am luat hotărârea și m-am desprins de cuvintele domnului Lungu Nicolae care se vede PNL la Levens și am renunțat. Și am spus, dacă PNL-ul vreodată se va gândi să reabiliteze consilierii locali care au muncit și au ridicat acest partid și l-au adus în frunte, foarte mult, e treaba dânșilor, nu noi hotărâm. Dacă am ajuns de râs să fim luați în bazocură, precum că pe motiv fiind domnul Lungu, noi, el e pe leu și nu suntem nimica, dânșii se vor înșela. Mai departe, am ajuns astăzi, noi consilierii locali, să hotărâm, să angajăm un avocat și să facă. Să ne apere dacă am greșit. Dacă am greșit, vă apărați acum. Și pentru cei care acuză și pentru cei care se simt acuzați. Dar acum ceva, n-am termen de ăștia în locul. Este dreptul nostru. Dar revin încă o dată și mă repet. Dar revin Consiliul Local. Nu suntem nici juriști, nu suntem nici, suntem oameni aleși de oameni ca să ne reprezentăm interesele. Și cu asta gata. Și nu-i reprezentați. Da. Interesele trebuie să le reprezentăm pentru cetățeni, nu pentru a ține o funcție. Așa de frumos vorbești. Că vrem noi. Adică, asta e majoritatea. Cine este împotrivă? Majoritatea formată din 3. Lasă, nu ne vreau. 4-5.